Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Astăzi vom deschide un culet cu produse electronice cumpărate de pe TME, iar mai târziu vom despacheta și câteva de pe AliExpress. Pentru început, să deschidem acest pachet cu cutterul de față. Văd că în interior avem un produs în dreapta și cu altă cutie în partea stângă. În această pungă pare să fie un radiator din aluminiu, iar pentru protecția radiatorului a fost pus într-o altă pungă, dar cu bule de aer. Cam așa arată. Să îl măsurăm cu rigla. Lungimea acestuia e de 165 mm, lățimea de 80 mm, iar grosimea cu tot cu acele aripioare este de 35 mm. Să deschidem și cutia aceasta, pe care o văzeți în partea stângă. Avem acest scris unde ne spune că se deschide aici, împreună cu acele săgeți. Să o desfacem. În această pungă antistatică sunt 20 bucăți tranzistoare bipolare BC547C, tip NPN. Să le scoatem de aici. Să vedem două dintre ele mai aproape. Să testăm un tranzistor cu multitesterul de față. Și se pare că factorul de amplificare, HFE, este conform datasheet, adică în jur de 500. În următoarea pungă avem un microfon tip condensator, să îl scoatem de aici. Cam așa arată, minusul e atașat și de carcasa metalică a microfonului. Dimensiunea acestuia este de 6,5 mm grosime și 9,7 mm în diametru. Am lipit de microfon un cablu audio ecranat împreună cu un jack stereo, iar apoi a fost atașat de placa de sunet pe care o vedeți mai sus, un Asus Sonar U7. Așa se aude microfonul tip condensator. Am încercat să editez cât mai puțin sunetul înregistrat de acesta, dar a trebuit să ridic volumul, astfel se auzea atât de încet, fiind un volum normal pentru microfonul de față. În următoarea pungă avem 50 de bucăți condensatoare electrolitice de la Elite, având capacitatea de 2,2 microfarazi la 50 de volți. Să arăt unul mai aproape. Să măsurăm unul cu multitesterul de față. Capacitatea e un pic mai mică decât mă așteptam, iar rezistența serie echivalentă de un om, fiind foarte bună, ținând cont de capacitatea și tensiunea acestui condensator. Aici avem o altă pungă cu 50 bucăți de condensatoare electrolitice de la IGI, cu capacitatea de 22 microfarazi la 50 de volți. Să luăm unul să vi-l arăt mai aproape. Urmează testarea lui cu același multitester. Wow, capacitatea este de 22 microfarazi, iar SR-ul este de 0,6 ohmi. În următoarea pungă avem condensatoare electrolitice de la Elite, având capacitatea de 100 de microfarazi la 16 volți. În plus, acestea sunt declarate ca având SR scăzut. Condensatoarele de față au o culoare maronie. Îmi place la nebunie culoarea acestora. Mai am unele albastre de la Elite, la fel de mult îmi plac și acelea. Să vedem unul mai aproape. Ce scris interesant! Ca de obicei, vom măsura unul cu multitesterul de față. Da, capacitatea măsurată e un pic mai mică, iar SR-ul mai bun față de cel declarat pe TME. Avem alți condensatori electrolitici, tot de la Elite. Aceștia au capacitatea de 470 microfarazi și tensiunea maximă suportată de 16 V. La fel ca cei anteriori, sunt declarați ca având SR scăzut. Ca de obicei, să vedem unul mai aproape.
Să-i desăm și pe aceștia cu multitesterul. Capacitatea reală a unuia e acceptabilă, iar SR-ul chiar că e scăzut la acesta. De fapt, este conform a ce scrie pe tămâie. Alți condensatori, tot de la Elite, cei de față au capacitatea de 1000 microfarazi la 16V. Să măsurăm unul pentru a vedea datele reale. Resența serie echivalentă, foarte bună, numai capacitatea e mai scăzută puțin, dar e în regulă. Mai departe, avem 5 condensatori electrolitici de la Elite, având capacitatea de 2200 microfarazi la 16V. Ca de obicei, să vedem unul mai aproape. Iar acum să testăm cu multitesterul. SR-ul e foarte bun, iar capacitatea reală a unuia e acceptabilă. O altă pungă cu condensatoare electrolitice și cred că aceasta e ultima. Avem 5 bucăți de la Elite cu capacitatea de 3300 microfarazi la 16V. Urmează să măsurăm unul. Resența serie echivalentă e foarte bună, iar capacitatea e în regulă. De data aceasta avem câteva componente active, fiind 5 amplificatoare operaționale Tele-081 de la Texas Instruments. Nu aveam unele cu un singur canal în aceeași capsulă. Să le scoatem din această pungă antistatică. Să vedem unul mai aproape. Aș putea să testez unul pe breadboard, dar nu mă mai complic. Mă tot gândeam să fac un tester pentru asemenea integrate. Doar voi vedea pe parcurs. În următoarea pungă avem 15 bucăți de socketuri pentru capsulă Deep 8. Să vedem unul mai aproape. În următoarea pungă avem alte 5 bucăți de socketuri pentru capsulă Deep 8. Nu are sens ca să le mai desfac și pe acestea, că sunt asemănătoare cu cele anterioare. Iar acum să deschidem un colet cu electronice cumpărate de pe AliExpress. Văd că sunt mai multe pachete într-unul singur. Iar un cablu și cele două potențiometre nu au fost puse în niciun pachet separat. Aici avem două potențiometre multitură. În cazul acestora de față, e nevoie în a roti de 10 ori pentru a ajunge la capăt. Din ce am găsit, sunt de 2W. Acestea sunt mai scumpe față de cele normale de buget. Modelul este 3590S 2103L. Observăm că terminalele sunt diferit aranjate față de un potențiometru normal. Foarte frumos că acestea sunt notate, având acel simbol de potențiometru pe corpul lui. Cursorul este în partea stângă, iar capetele sunt următoarele două terminale, spre dreapta. Să facem și un test cu multimetrul. Conectăm cursorul. Iar acum alegem unul dintre celelalte două terminale. Avem deja 970 ohmi. Fain, văd că reglează fin. Să vedem valoarea maximă. Fiind de 10,26 de kΩ. Să mutăm pe celălalt capăt. Avem 1,8 ohmi. Aici avem un cablu de încărcare alb din PVC, de la USB-A la USB-C, pe care l-ați văzut mai devreme. Așa arată conectorul USB-C. Iar acum să vedem și capătul USB-A. Să desfacem următorul colet. Oare ce avem? Aha, un cablu de încărcare violet ce vine într-o altă pungă tip zip. La prima vedere nu arată rău. Cablul este dintr-un material silicon foarte flexibil. În sfârșit, ultimul colet. Să vedem ce avem aici. Văd că pe pachet scrie că e un kit zar electronic. Din câte știu, data trecută primise un produs greșit, dacă mai țineți minte. Să vedem dacă acum au trimis așa cum trebuie.
Aha, acum e bine. Kitul vine într-o punguță tip zip. Cam așa arată PCB-ul de față, iar acum și spatele lui. Apropo, site-ul respectiv de pe spate, www.icstation.com, chiar funcționează. Am găsit cazuri când nu se putea accesa. Asamblarea și testarea acestui micuț kit va fi făcută într-un clip viitor. Aici se termină episodul 8 al seriei Mailbox. Dacă v-a plăcut, ar fi de ajutor apăsarea butonului like. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!